foarte mult lui domnului Cornea și îi trec microfonul Ioanei Petridean, care a și redactat acest volum. Bună seara! Domnul Andrei Cornea, vorbim mai devreme despre faptul că, într-adevăr, Oz scrie aceste trei eseuri din perspectiva luptei proprii pe care o duce cu fanatismul într-un teritoriu deloc confortabil, din aproape niciun punct de vedere. Însă, fanatismul este un fenomen general care nu atinge, cum spunea el la un moment dat, este un fenomen democratic, dar și puțin comunist, scrie el în carte, în sensul în care nu discriminează după rasă, după gen, etnie și așa mai departe. Pe cât de general este fanatismul, pe atât de general, putem spune, este și panaceul sau antidotul pe care Oz îl găsește în ceea ce numește toleranță sau lipsa de toleranță. El spune că toleranța la o situație deschisă, la o situație în care orice este posibil, toleranța la incertitudine, poate fi un antidot pentru fanatism. Pentru că accepta o situație în care o multitudine de posibilități pot apărea este, de fapt, ceea ce ne poate ține departe de amenințarea fanatismului. Mi se pare foarte important ce spune el, la fel de important ca lucrurile pe care le spune despre fanatism, fiindcă el face o legătură aici între toleranță și curiozitate. Toleranța, spune el, vine din curiozitate, o curiozitate genuină, autentică, care ne face pe noi să-l privim pe celălalt. Și nu doar să privim pe fereastră, cum spuneam mai devreme, Denisa, în citatul citit în debutul lansării, nu doar să privim pe fereastră ca să vedem cum este la celălalt, ci să privim puțin și prin fereastra lui, să vedem ce vede celălalt prin fereastră, fiindcă întotdeauna perspectiva celuilalt este în mod obligatoriu diferită de perspectiva noastră. Iar o perspectivă diferită nu este altceva decât baza unei realități diferite. El accentuează foarte mult lucrul acesta, faptul că fiecare dintre noi avem o realitate diferită. De aici disensiunile și, evident, escaladarea până la fanatism în anumite situații, dar de aici, dacă pornim în sens opus, putem ajunge la toleranță. El face chiar, spune că în curiozitate vede atât nașterea bârfei, pe care cu toții o practicăm mai mult sau mai puțin, dar și nașterea creației literare sau creației artistice în general. Spune că deși bârfa și iarta nu se salută una pe alta, ele sunt totuși verișoare, la modul, având în vedere că pornesc din același loc, au un singur comun, ceea ce nu este deloc lucru puțin, venind dinspre iudaism. Prin urmare, spune el, suntem diferiți și fiecare dintre noi este diferit. Fiecare dintre noi este un univers în sine și asta nu pentru că o parte dintre noi n-ar fi văzut lumina pe care ceilalți au văzut-o, ci pentru că pur și simplu sunt lumini multe, multe de văzut și de văzut în feluri diferite. Iar înțelegerea acestui lucru înseamnă totodată acceptare. Iar acceptarea, odată ce ai înțeles și acceptat lucrul ăsta și diferența și individualitatea, nu te pot face să fii intolerant. La capătul opus al toleranței, evident, se află fanatismul, care vine cumva ca urmare a unui conformism orb, a unui spirit de turmă în care nu-ți pui niciun fel de întrebare. Este o obediență fără discernământ până la urmă, cum o numește Oz, care vine, spune el, dintr-o dorință de a te reîntoarce cumva într-o matcă extrem de protectivă,
de a te diminua până într-atât încât să te abolești pe tine însuți, abolind astfel orice individualitate. Până la urmă, aceasta este forma extremă a fanatismului, în care nu mai este recunoscută niciun fel individualitatea nimănui, nici a fanaticului, nici a celor din jurul lui. O să compar acest lucru cu întoarcere la matră, cu un fel de regresie accentuată, în care individul devine din nou, ca la începuturi, o celulă minusculă într-un corp imens. Pornind de la versurile poetului John Donne, el spune, în care se spune că niciun om nu este o insulă, Oz spune că oamenii nu sunt insule, într-adevăr, dar fiecare dintre noi este o peninsulă, în sensul în care suntem conectați între noi, suntem legați între noi și cu toate acestea fiecare este întors către sine. O să închei mica prezentare cu un citat. O spune așa: orice casă, orice familie, orice asociație, orice societate și orice stat, orice legătură între oameni, inclusiv legătura între cei doi care formează un cuplu, inclusiv legătura dintre părinți și copii, poate că ar fi de dorit să aibă loc sub forma unor întâlniri între peninsule, să fie aproape. Uneori chiar foarte, foarte aproape, dar fără să te desfințezi, fără să te pierzi, fără să te anulezi pe tine însuți. Mulțumesc! Mulțumesc!